cei numărul fi cei din tâi. Logica în care începem această lansare a statului paralel. Statul paralel este cartea Ramonei Ursu, o carte la care am participat mulți dintre cei de aici, o carte în trei timpi, vorbim despre statul mafiot versus statul paralel, vorbim despre a doua parte, eu și statul paralel, și o a treia parte, dialogul cu statul paralel. Ce e cu povestea asta? Este o preluare ieftină și, sigur, sunt suficient de nepoliticos ca să încep să vorbesc fără să vă prezint invitații. Alături de Ramona Ursu avem pe Oana Gheorghiu, pe care cred că o știți foarte bine, pentru că dăruiește viața și face un spital, și pe Cătălin Teniță, de la Geeks for Democracy, om iarăși de atitudine și om care pune din când în când câte o oglindă sub nasul celor care refuză să privească. Acum, cu statul paralel, povestea e simplă. Există o preluare mistificatoare din The Deep State. Dar pentru că The Deep State nu putea fi doar statul paralel, i s-a mai spus și ilegitim. Asta este contribuția carpatină a unui tandem de, sperăm cât mai curând, tristă amintire, tandemul Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea. În platforma program din Băile Herculane, că trebuie să vorbim ca la Congresul al 14-lea, fiindcă știți foarte bine, România au ieșit din comunism, comunismul din români într-o măsură mai mică, în platforma program s-a stipulat nevoia de a prosti lumea, că de fapt asta e vorba, despre asta e vorba, cu această marotă, cu acest balaur care se cheamă statul paralel și care este de fapt o formă de manipulare crasă și nici măcar rafinată. E o manipulare primitivă. De ce o manipulare primitivă? Pentru că la români în general merge. Atenție, în general merge. Și atunci, din momentul în care noi în 1989 am aflat că reactorul de la Cernavodă e în pericol, că teroriștii trag din orice poziție și vin, ca în filmele cu Chuck Norris, din elicoptere, îți intră pe geam, îți iau murăturile și după aia te împușcă. După aia, când au venit minerii și noi am aflat cu ocazia asta că suntem niște legionari nenorociți, curentul ăsta manipulativ a continuat. Și lumea a prins, lumea s-a lipit, nu toată, dar lumea fără discernământ, lumea credulă, pentru că o populație credulă este captivă acestor fenomene, la fel ca a fenomenelor jocurilor piramidale. Niciodată Caritasul n-ar fi prins în Danemarca. A prins aici, la săraci, la disperați, la dezinformați. Și așa se face că acest tandem, Liviu Dragnea, Călin Popescu-Tăriceanu, decide să înființeze ceva prin care, de fapt, să spună un lucru elementar. Noi vom face bine, dar nu ne lasă alții. Noi vom construi spitale și autostrăzi, dar măgarii ăia ne țin mâinile la spate. Da? Noi guvernăm, dar nu avem putere. Ce înseamnă să ai putere după Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu? Înseamnă două lucruri. Înseamnă să institui domnia bunului plac, adică să faci orice, și doi, să nu pățești nimic. Asta înseamnă să ai putere. Știm de la Lord Acton că puterea corupe și că puterea absolută corupe absolut. Ramona Ursu vine și agită niște stegulețe roșii sub nasul acestor doi domni și sub nasul celorlalți din corpul de balet al PSD-ului și al ALDE, să nu uităm. Cum o face? O face scriind, o face participativ, o face ieșind în piață cu Cătălin Teniță, cu Ana Gheorghiu, cu Emilia Șercan, cu Cristi Danileț, cu toată lumea bună și nebună, suficient de bună ca să se lase gazată și ca să aștepte apoi declarațiile de tip noi nu știm, n-am făcut nimic, alții au fost, dar lăsați că și voi aveți o vină, că altfel nu s-ar fi întâmplat. Și face lucrul ăsta fără să obosească. De ce nu obosește? Pentru că asta e firea ziaristului, pe de-o parte, pentru că are un copil care nu știu, mai vrea să fugă, poate nu mai vrea, vrea în continuare, trebuie să mai scrii. Și pentru că asta este condiția celor pe care eu i-am încadrat la oamenii care asigură veghea civică.
și sunt aici. Sunt oameni de la Newsweek, e Sabin Orcan aici, mai sunt oameni pe care îi văd și care știu că fac lucrul ăsta, fără să aștepte ceva. Ci pentru că asta este inerția binelui. Să nu aștepți o răsplată, ci pur și simplu să te iei de piept cu balaurul. Cartea e plină și de dialoguri interesante cu oameni marcanți, și de constatări amare, și de documente și documentare foarte bune referitor la ceea ce s-a întâmplat. Începând și reamintindu-ne încă o dată de ordonanțele rușinii, ordonanțele împotriva justiției, de care Ramona a scris în prima carte, în Noaptea ca hoții, de care amintește și în Vă vedem. Acest Vă vedem este o sintagmă pilduitoare și pentru ce face Ramona Ursu și pentru ce fac ceilalți din jurul ei și pentru ce face grupul de veche civică Vă vedem din Sibiu, Radu Blancu era și el pe aici. Și toată povestea asta începe să-și arate roadele și sperăm că și le va arăta poimine și sper că de poimine încolo Ramona Ursu în sfârșit se va apuca de romanul ăla de dragoste. Eu abia aștept să se apuce de scris și după aia să lansăm aici în cu totul altă temperatură. Și închei citând ceva din ce a spus, din ce a scris Cătălin Teniță în cartea asta, despre un trip aflat undeva la ieșirea din comuna primitivă, dar nu chiar. Un trip de vânător de capete, care, la un moment dat, de câte ori se întâmpla ceva neplăcut în comunitatea aceea minusculă, de vină erau vrăjitorii de dincolo. Deci ăia zmuțeau animalele, ăia făceau să plouă și anume de sus în jos, ăia compromiteau recoltele și ăia făceau să nu ia Lazio campionatul în Italia. Mulțumesc, Oana Ghiotiu.